Atunci când nu provoacă suspine în rândul sexului frumos cu rolurile sale, actorul din Aquaman, Jason Momoa, își dedică timpul salvării planetei. Actorul s-a alăturat Organizației Națiunilor Unite în calitate de ambasador pentru protejarea vietăților subacvatice. Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is. Yeah. Doesn't mean I'm wrong. You ever hear of Superman? He died fighting next to me. My point exactly. Actorul din Aquaman s-a alăturat unei cauze pentru protejarea vietăților subacvatice și a făcut apariția pe o plajă din Lisabona, îmbrăcat la costum și desculț, și alături de mai mulți tineri a luat parte la o conferință a ONU pentru protejarea oceanelor. Without a healthy ocean, life on our planet as we know it would not exist. În cadrul conferinței, secretarul general al Națiunilor Unite a condamnat folosirea combustibililor fosili, a căror utilizare este în mare parte vinovată pentru poluarea la nivel mondial. Guterres nu a ezitat să vorbească și despre propria contribuție la poluare. Let's be honest, when I look at myself and my own behavior, my footprint in the planet is too big. And if the whole world would have the lifestyle and the living conditions of developed countries, we would be now using three planets. But we have only one. Conferința ONU a reunit activiști din numai puțin de 165 de țări. În cadrul evenimentului, tineri antreprenori, inovatori și activiști au venit cu propuneri și soluții pentru protecția mediului.